În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica a 12-a după pogorârea Duhului Sfânt, o duminică în care Sfinții Părinți ne rânduiesc a ne prezenta un fapt de viață. Iată că de această dată nu ne prezintă o parabolă, nu ne prezintă un cuvânt de învățătură, ci cuvântul de învățătură va reieși din faptul acesta de viață. Și anume, într-una din zile, a venit la Mântuitorul un tânăr bogat. Așa ne zice Sfântul Evanghelist Matei. Vă rog frumos dacă vreți să-l lăsați, da? Asta zic că e vorba de un tânăr bogat, care a venit direct la Mântuitorul și i-a spus: învățătorule bun, ce să fac să moștenesc împărăția cea veșnică? Și Mântuitorul, în primul rând, a reglat acest dialog, de-al minteri dorind să vadă de unde i-a venit acest apelativ. Și l-a întrebat: de ce îmi spui bun? Pentru că bun este numai Dumnezeu. Dar dacă vrei să împlinești poruncile, care sunt acelea? Și tânărul l-a întrebat, probabil nu neștiind, ci ca să îi se întărească lui că acelea sunt poruncile, Mântuitorul i le-a spus pe toate, și anume: să nu ucizi, să nu furi, să nu faci desfrânare, să nu fii mărturie mincinoasă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și atunci tânărul i-a zis: dar pe toate acestea le-am păzit din pruncie. Ce mai lipsește? Și Mântuitorul, știind ce statut are, i-a spus: un singur lucru îți trebuie. Mergi, vinde averea ta și o împarte săracilor și vino și-mi urmează mie. Și atunci Sfântul Evanghelist Matei ne spune că tânărul a plecat capul pentru că avea avere foarte mare și a plecat de acolo. Mântuitorul în urma lui a spus cât de greu le este celor bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Mai ușor este cămilei să treacă prin urechile acului decât unui bogat să intre în Împărăția cerurilor. Și atunci Sfântul Evanghelist Matei ne spune că ucenicii, cum am spune noi acum, au intrat în panică, s-au speriat și l-au întrebat direct pe Mântuitorul: atunci cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul l-a întrebat, acest lucru este, le-a răspuns, acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, în această Evanghelie sunt câteva puncte despre care cu siguranță că m-ați mai auzit vorbind. Dar astăzi aș vrea să accentuez o singură latură. Aceea că noi ne străduim după logica noastră și greșim. Pentru că Dumnezeu nu cu logica aceasta ne așteaptă în Împărăția Cerurilor. După cum nu cu logica aceasta ne așteaptă să împlinim poruncile. Vedeți că aici avem două tipuri de logică. A venit tânărul acela bogat. Pentru mine, tânăr bogat înseamnă un tânăr care, în primul rând, își bazează averea pe moștenire. Știți că frații noștri de peste ocean spun că, atunci când ajung, bineînțeles, la o anumită avere, spun că să nu întrebăm de primul milion de dolari. După aia știu ei să ne explice totul. Înseamnă că tânărul acesta, dacă era vreun bătrân, poate că aș fi crezut și eu că și-a făcut averea singur. Dar era clar că dacă era tânăr, bogat, sigur milionul avea din altă parte. Că l-o fi mulțit el, că o fi făcut într-un fel sau într-altul, e treaba lui. Cert este că din toată discuția cu Mântuitorul mai reiese încă un aspect al preocupărilor lui. Ce mai lipsește? Asta înseamnă că el simțea
că oricât de bogat era, îi mai lipsea ceva. Nu cred că îi mai lipseau câteva zerouri la sumă. Asta în niciun caz, pentru că este relativ. Cu cât ai 6 zerouri, vei pe al 7-lea, apoi pe al 8-lea. Deci exclus să fi cerut așa ceva. Banii știa să și-i facă singur. Întreba pe Mântuitorul, pe care chiar îl numește cu apelativul bun, îl chema să îi deschidă o altă perspectivă averii sale. Tot de avere era vorba, dar simțea că averea nu se lămurește numai la un etaj, la cel al zerourilor, cum am zis. Și când află că, de fapt, îi se cere un lucru pe care el îl făcea din pruncie, și credem că era sincer, pentru că dacă n-aș fi fost sincer, cu siguranță că Sfântul Evanghelist Matei așeza pe acolo 2-3 cârcotași care să murmure așa, ei, nu-i chiar așa. Cum, de exemplu, cârcotașii sunt întâlniți lângă dudul lui Zaheu, ia uite, a intrat să găzduiască la un păcătos, sunt în casa lui Zaheu, sunt mai peste tot. Deci era cu siguranță prezența lor sigură și aici. Înseamnă că nu era cazul. Înseamnă că tânărul acela chiar păzea din pruncie poruncile. Și totuși, el vroia ceva mai mult. Nimic mai bun pentru un tânăr care vroia să îmbunătățească logica îmbogățirii. Și când a auzit el că tot ceea ce îi se cere este lucru săvârșit de el, deja avea siguranța că aceste lucruri, odată săvârșite, îl țin pe un anumit palier. Și a spus, da, dar ce mai lipsește? Înseamnă că simțea că îi lipsește ceva. Pentru mine înseamnă foarte mult ca un tânăr să se autoevalueze. Câți dintre tinerii noștri mai sunt în stare în ziua de astăzi ca atunci când ajung la un anumit nivel de performanță să se întrebe ce îmi lipsește? Eu cunosc și categoriile care știu să se autoevalueze, dar de cele mai multe ori constat că nu prea se face această autoevaluare. Când le ai pe toate, singura autoevaluare intervine în momentul în care îți dai seama că nu ai nimic. În momentul în care, mai spuneam și altă dată, tragi o concluzie și spui așa, aș da totul numai să am liniște. Acum să știți că cei care nu au nimic, nu au nevoie, nu au neapărat liniște. Omul caută liniștea atunci când are de toate. Până să ajungă să aibă de toate, nu sunt interesați de liniște, nu sunt interesați de familie, nu sunt interesați de absolut nimic. Sunt interesați să obțină cât mai mult, să mai pună cât un zero la sfârșitul anului, să facă din milion 10 și apoi încă un zero. Și după ce află că de fapt prețul cu care au plătit este liniștea sau sănătatea sau izolarea, atunci spun, aș da totul numai să. Ei, acest tânăr a venit chiar cu acest gând, sincer, să lase totul și să aibă ceea ce simțea el că nu are. E clar că un om care are de toate și simte că totuși îi lipsește ceva, face tot posibilul să afle în primul rând ce îi lipsește. După care se împarte acești oameni în două categorii. Unii iau seama că asta le lipsește, alții, ca tânărul din Evanghelia de astăzi, se îndepărtează, măcar știu diagnosticul, se întristează sau se fac că nu au priceput și merg mai departe pe tot ceea ce au făcut până acum. Să nu credeți acum că putem să stăm așa liniștiți, să ne uităm la un om bogat și să spunem, a, nu sunt eu acela. Vorbește și părintele aici. Nu. Haideți să o luăm invers. Nu v-am spus duminica trecută despre milionul de euro pe care îl avem dacă nu avem nevoie de el? Înseamnă că și noi avem. Avem și dacă ne întrebăm cu sinceritate ce ne lipsește,
Ne ducem la duhovnic și aflăm ce ne lipsește. Un părinte care nu-și mai are copilul pe acasă, află de la duhovnic, cel puțin dacă mă întreabă pe mine, de la nemernicul de mine, află că, de fapt, biletul de avion l-a cumpărat el. El l-a alungat de acasă prin atitudinea pe care a avut-o, astfel încât și-a făcut copilul să zică plec oriunde, numai aici să nu mai stau. Pentru că un părinte care oferă copilului de toate, oferă nimic altceva decât o colivie de aur. Și în această colivie, să știți că mai devreme sau mai târziu, nu mai vrea să stea nimeni. Și se întreabă și răspunde duhovnicul despre ce este vorba, află diagnosticul și de aici încolo avem de a face cu două categorii de care v-am spus. Unii iau măsuri și mă întreabă și le răspund care este strategia de lucru și cum putem, că nu e chiar așa, să-i dai telefon, hai vino acasă că am spart colivia. Nu, trebuie să-i demonstrezi întâi că nu mai e colivia, că nu mai e lacă, că, mă rog, sunt multe. Că aurul a rămas însă și am făcut altceva din colivie, cu care el poate să facă altceva, pentru că noi, ca părinți, nu putem să facem din aurul pe care l-am adunat decât colivii, asta să ne intre bine în cap. Inclusiv din meditațiile pe care le vârâm, acum am înțeles că din clasa a treia a scăzut mult de tot. Bine, în afară de meditațiile la engleză pentru admitere la grădiniță. Aia e altceva. Nu mai discutăm despre asta. Inclusiv aceste meditații sunt barele acelea de la colivie, e adevărat, sunt de aur, dar tot grilaje sunt. Și atunci începem dialogul, cum să facem ca părintele să-și aducă înapoi copilul, le spunem despre ce e vorba, uite, am topit colivia, îți aparține, dacă vrei poți să o și arunci. A, păi stați așa cum adică să o arunce. Păi dacă ăsta e prețul, nu facem mai lucruri comode. Și bineînțeles că aici pe parcurs categoria aia care zicea gata, am aflat, acum trebuie să iau aminte ce zice duhovnicul, iar să mai bifurcă. O parte iar mai pleacă și pe la jumătatea drumului, deci am făcut prea multe, nu se poate. Uite, a venit cu una care... Și cum a venit cu una? A venit cu el, pentru că el nu mai este singur și dacă nu mai este singur, e clar că trebuie să iei la pachet. A, zice, așa se face și iar să mai ramifică. Iar mai pleacă o serie. Dar constat că n-am rămas singur. Și dacă n-am rămas singur, înseamnă că mai am. Însă și din ramificația cealaltă, care o mai află și pe aia mai înghite în sec. Hai să vedem până unde ajunge nebunul. Ajung până când îi aduc copilul acasă. Dar știți care e problema? Mi-aduc aminte de un lucru foarte interesant. A venit la Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, uite bine că mi-a trecut prin minte, prin rugăciune. A venit un stareț și zice, părinte, uite care-i treaba, sunt necăjit rău. De ce? Mi-au plecat toți viețuitorii. Zice, acum când începeam și noi să facem o biserică mai mare, una alta, zice, da, acum când au dat muncă, bineînțeles că au plecat. Nu e problemă, frate. Dar câți erau? 10. Și câți au rămas? Păi ce, numai eu am rămas. A, da. Și vrei să-ți-i aduc? Da! Zice, păi dacă vrei să-ți-i aduc, nu e nicio problemă, eu-i aduc. Cum? Ce nu e treaba ta. Eu îi aduc. Dar problema este următoarea. Ei mai vor să vină. Eu ți-i aduc. Poți să-i menții acolo? Și i-a dat părinte atunci niște rețete cum să facă să și țină pe poziții. Iubiți credincioși, cam așa e și cu copiii noștri. Îi aducem acasă. Dar ei vor să mai vină acasă? Trebuie întâi să reeducăm copilul din noi la nivelul la care copilul pe care l-am făcut începe să ne înțeleagă, începe să ne accepte și atunci suntem siguri că dacă vine acasă copilul, va veni de tot. În sensul că trebuie ca munca să o începem cu noi înșine. Dar mergem mai departe la tânărul acesta. Spuneam că noi avem sănătate. Până acum am vorbit despre copii, acum vorbim despre sănătate. Adică milionul de dolari de la început a fost la început copil, acum să zicem că am scăpat de acest capitol, ne-a ferit Dumnezeu, avem copiii pe acasă, nicio problemă. Dar dacă noi avem sănătatea asta și ne întrebăm ce ne mai lipsește,
Știți că ne întrebăm, v-am mai spus și altă dată, ne întrebăm atunci când începe să ne doară câte ceva. Aolo inima, aolo piciorul, atunci începem să spunem, da, aș da orice, numai să am sănătate. Păi nu așa a venit tânărul acesta să întrebe astăzi, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Păi veșnicia e o țintă foarte bună de urmat, dar să vedem dacă putem să ajungem acolo. Și Mântuitorul ne învață cum să ajungem. Și anume, atunci când începem cu sănătatea, ne doare ceva, nu putem dormi, nu putem să depășim acest moment decât într-un singur fel. Toate se întâmplă la noi în cap. Dacă putem să ajutăm pe cineva să doarmă liniștit, cu siguranță că liniștea lui ne va liniști la rândul ei și pe noi. Dacă ne doare inima, să înțelegem că ajutându-l pe cineva cu un tratament pentru inimă, cu siguranță că și inima noastră va începe să se simtă bine. Orice facem pentru celălalt, după modelul vinde și împarte săracilor. Măi, fraților, durerea de inimă costă mult. Eu mă gândesc numai la drumul până la Târgu Mureș, când vă spun lucrurile acestea. Că vă spun lucruri nu din carte, vă spun din viață. Cât ne costă un drum până la Târgu Mureș? E, luați banii ăia, faceți-vă socoteala, sau îi aveți, puneți în rate și ajutați pe cineva. Sigur nu veți mai avea nevoie de drumul acela. Încercați și o să stabiliți că am dreptate. Orice lucru care este neregulă la noi trebuie făcut după logica Mântuitorului. Că după logica noastră este clar că asta este tema de astăzi, nu putem să facem nimic. Ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne învață care e rețeta. Ce mai lipsește să fiu desăvârșit? Vinde și împarte săracilor. Și vinul și urmează mie. O să credeți așa că trebuie să împărțim tot. Nu. Și aici este o opreliște. Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, zicea, știi, tată, de ce degetul arătător este așa? Zice, când bagi mâna în buzunar, adică nu era pe vremea aia bugetul local, zice, măcar să rămână așa, să nu încapă de tot mâna. Trebuie să rămână și pentru noi ceva. Cele patru degete nu pot să ia prea mult, dar trebuie să avem o măsură în toate. Așa cum zicea Părintele Asenie, tată, dacă vine cineva la poartă și îți cere o bucată de pâine, te duci în casă, întrebi copiii dacă au mâncat, dacă le e foame, dacă până mâine le ajunge cât au mâncat și dacă ei răspund că nu le mai e foame, te duci și dai și ultima bucățică de pâine. Dacă ei spun că le e foame, tată zici, nu te supăra, mergi mai departe. Că zice, n-ai tu grijă, că până în seară omul ăla numai aia știe să facă și o să găsească. Dar copiii tăi n-au voie să plece să cerșească din poartă în poartă că tu ai dat pâinea lor altora. Deci și aici este o măsură. Și să trecem mai departe la logica lui Dumnezeu versus logica omenească. Nu ne-am gândit până acum că într-adevăr Dumnezeu ne cere și nouă, celor care zicem noi că nu avem, dar avem, ne cere să facem același lucru, să împărțim cu celălalt. Ce să împărțim cu celălalt? Orice. Timpul pe care nu-l avem. Imaginați-vă că dacă nu aveți timp, acum tot e la modă iarba verde de acasă, nu ai timp să îți tunzi gazonul. Ce faci? Chemi un fin în ce mă privește pe mine și împart jumate-jumate. Și din timpul pe care nu-l aveai, s-ar putea să-ți mai rămână puțin. Peste vreo 2-3 săptămâni, o lună, două, când ai un timp, te duci tu la el și la justul și iată că din timpul acela începi să înțelegi că după logica omenească, obișnuit fiind cu autonomia, adică dacă e nevoie să faci ceva, trebuie să faci numai tu, nu o să ajungi niciodată nicăieri. Logica lui Dumnezeu este alta. Este anticiparea binelui, nu a necazului. Omul anticipează necazul, zice, păi da, dacă mă apuc să tund gazonul,
nu o să-mi ajungă timpul. După logica omenească, de exemplu, eu am plecat de acasă odată când aveam mașina la reparat și plec așa, rara. Și mi-am dat seama că pe jos n-aveam cum să ajung la ora la care fixasem un anumit serviciu, ca la vreo 2-3 km de mine. Dar nici nu era nicio stație de taxi, nici nu prea știe lumea adresa mea de la taximetre să vină să mă ia de acasă. Mă rog, am încercat și altă dată și n-au venit, dar zic, ce învăț eu pe oameni? Că Dumnezeu ne vrea să începem. O continua el. Măi, fraților, n-am mers două case, că mă vede un vecin, zice, părinte, unde mergeți? Și m-a dus, zice, nu vă supărați, dar durează mai mult de 20 de minute? Zic, nu. Atunci vă aștept. Și m-a dus și înapoi acasă. Dar dacă eu stăteam în casă și dădeam telefoane, pe la taxiuri, pe la una, pe la alta, vecinul ăsta cu siguranță că își vedea de drumul lui, nu mă vedea pe stradă, n-avea de unde să mă ia, nu putea să sune la ușă, băi vecine, știi, vrei să pleci undeva? Asta nu. Nici măcar nu știa că n-am mașină în parcare. Problema este că Dumnezeu ne vrea să începem. Ne vrea după o altă logică. Logica noastră, de cele mai multe ori, ne joacă feste. Și să vă spun ceva. Odată un copilaș, muștruluit de tatăl lui, că trebuie să fie punctual și trebuie să înceapă ziua foarte de dimineață ca să-i meargă bine, văzând tatăl că nu prea are așa succes, zice, stai să-ți dau un exemplu. Uite, chiar ieri dimineață mi s-a întâmplat. Vezi ce înseamnă să te trezești de dimineață? La ora 4 m-am trezit de dimineață, am plecat. Să știi că la două străzi mai încolo am văzut $100 pe stradă. M-am uitat în stânga, în dreapta, bă, nu era nimeni. Și i-am luat. Vezi ce înseamnă să te trezești de dimineață? Deci, tata, am și o întrebare. Zice, de unde știi că acea $100 era, nu era mai de mult acolo? Zice, nu, pentru că aseară, o seară înainte, eu venisem ultimul pe stradă și nu erau acolo. A, zice, și atunci accepți că cineva i-a pierdut înainte de a-i vedea tu? Da. Păi nu te gândești că la cineva s-a trezit înaintea ta? Da. Păi vezi că trezitul ăsta de dimineață unul le dăunează? Ei, cam așa stă logica. Dacă să înțelege și mai bine, vă aduc aminte de cel care era pe o băncuță, cam cum ar fi la noi la Palazul Mare, dar nu în stânga, în dreapta. Nu la Glumeți, în partea elată la Plămâni. Că și eu o să dau o vizită luni, ca să fie bine. Și stătea pe băncuță acolo în parc și fuma. Acum, că vezi, taman la pneumoftiziologie așa ceva, nu te mai miri. Să nu vă mirați, că asta e după altă logică, n-are nicio. Nu vă mirați, asta e. Să te duci în vârf de munte la babele și stau așa cu țigara în... Nu-i mai întrebi, băi nene, dar n-ai venit aici să miroși un aer sănătos? Nu, nicio problemă. Da, treaba lui, fie la ei acolo. Dar că fuma nu era o problemă. Puteai să depășești, dar avea două țigări în gură. Și tu, unul săracul mai ieșa, ce, nu vă supărați, dar nu prea înțeleg. Ce nu înțeleg? De ce aveți două țigări în gură? A, zice, nu, stai să vă explic, nu e o problemă. Zice, una e pentru mine, da, zice, asta înțeleg, da. Și a doua, zice, am aici internat un prieten și el nu poate să fumeze și m-a rugat pe mine. Explicație logică. Dar peste 3 săptămâni mai vine omul la control și îl vede tot pe ăsta cu o singură țigară în gură. Zice, hai, zice, te felicit, înseamnă că prietenul deja a scăpat și este acasă. Zice, nu. Păi de ce aveți numai o țigară? Pentru că eu m-am lăsat de fumat. Fuma acum în contul prietenului. Ei, vreau să vă introduc în atmosfera asta de logică. Ceea ce credem noi că este logică și ceea ce știe Dumnezeu că este logic în viața noastră. De asta, la un moment dat, noi ne punem piedică singuri. De-al minterii, enoriașii mei care au foarte mare grijă de mine, mi trimit și câte un citat pe care vreau să vi-l spun. Data viitoare o să vă spun și autorul, că nu m-am pregătit așa de bine. Se spune că ne înnecăm nu pentru că e apa mai adâncă, ci pentru că noi încetăm să notăm. Dacă noi nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a dat posibilitate să facem,
Cu siguranță că logica noastră ne poate duce la fund. Și atunci, de ce să nu fim atenți la logica lui Dumnezeu? Credem la început, când intrăm în biserică, aoleu, ce ne cere aici biserica? Hai să o faci pe aia, să nu îi spai la altă și așa mai departe. Și noi începem să ne speriem, pe bună dreptate. Dar, gândind după logica noastră, dar Dumnezeu nu vrea neapărat să împlinim toate poruncile. De-al minteri, nici nu sunt valabile toate poruncile pentru toată lumea. De exemplu, să nu ucizi, nu cred că e valabilă pentru toată lumea, în sensul că sunt oameni care nu pot ucide. Și vă spun și cum aflați. Am niște pisici în curte, le-aș strânge de gât. Deci le-aș strânge efectiv cu mâna de gât. Și așa am crezut că pot. Să vedeți. Și mi-am pregătit tot felul de strategii. Mi-a zis cineva să le pun, mi-aduce niște o treabă, mă, zic, nu merge. Și la un moment dat mi-a scos Dumnezeu o mâță care era neatentă, să uita în altă parte, chiar lângă mine. Măi, nu era vorba nici măcar să întind mâna, era vorba numai să pun mâna pe cap și, cum ziceam eu, că aveam eu un cap, că pot să o strâng de gât. Măi, copii, mai mult să o mângâi n-am putut să fac. N-am putut, deci nu sunt făcut pentru așa ceva. Și de atunci mi-am dat seama că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le luăm ca atare. Și atunci, de ce să mă sperii eu de una sau de alta? Și să știți că după aia chiar nu m-am mai deranjat. Sunt, bineînțeles, mai multe, că acum Dumnezeu lasă și pe diavol să-și facă locul lui acolo, dar nu m-am mai deranjat, pentru că mă uit la ei și păi, degeaba m-am lăudat, că nu pot să le strâng de gât și îl las în pace. Asta este. Și spuneam de multe porunci pe care le auzim așa și ne speriem de ele, dar nu sunt valabile pentru noi. Sunt valabile ca să știm care este logica lui Dumnezeu. De exemplu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Păi, cred că marea majoritate a celor care vin la biserică, măcar, nu consideră că asta este o poruncă. Este o binecuvântare să ai părinți până la o anumită vârstă. Dar nici de cum că ar fi o poruncă și, vezi, Doamne, cu greutate putem să facem față unor situații. Așadar, de ce să punem noi, cum zice românul, carul înaintea boilor? De ce să ne apucăm ca vieții apostole astăzi, când au aflat că, de fapt, a nevoie va intra un bogat în împărăția cerurilor? Și apropo, că a făcut și o comparație, mai lesne ar intra o cămilă prin urechile acului. Acum să nu vă gândiți că e vreun ac de cusut așa și vine cămila și să uită, băi, eu trebuie să trec pe aici. În Ierusalim erau 5 porți de intrare. Una era poarta frumoasă, alta era poarta oilor. Și se numea urechile acului, pentru că pe acolo intrau numai oile. Atât. Vă imaginați cum arată o oaie și cum arată o cămilă. Dar zicem că dacă se străduia beata cămilă, putea să intre pe acolo cu anevoie. E cam așa, zice că poate să intre un sărac, un bogat în împărăția cerurilor. Să nu credeți acum că dacă bogăția este așa de blamată, sărăcia ar fi vreun merit. Nu, pentru că de multe ori sărăcia încurcă mai mult. Încurcă mai mult pentru că te face invidios, te face irascibil, te face neîngăduitor, te face imposibil, îți trimite niște frustrări că ai da, dar n-ai de unde, și așa că nici nu știu ce e mai rău, să fii bogat sau să fii sărac. Cert este că în împărăția lui Dumnezeu nu putem ajunge nici ca bogați, nici ca săraci, după logica noastră. De aceea, măcar jumătate de zi care ne-a rămas, să întoarcem puțin logica noastră și să deschidem ochii pe ultimile propoziții ale pericopei de astăzi, și anume asupra faptului că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. De aceea, trebuie să știm că Dumnezeu ne-a lăsat credința pentru a o da la schimb cu toată logica omenirii.
credința îl poate face pe om să leviteze împotriva gravitației, îl poate face pe om să mute munții împotriva CNADNR-ului, poate să facă șosele, poate să facă alei, poate să facă drumuri între oameni, tot credința. Crezând în nevinovăția vecinului tău, care de adminte îți bate toba în miez de noapte și dă decibelii la maxim, crezând totuși în strălucirea divină din el, cu siguranță că vei face o potecă, dar nu cu logica omenească. Pentru că nu te poți agăța de absolut nimic. Nu te poți agăța de vreun fragment de bunătate din celălalt, să zicem. De nimic. Ce te face atunci să ai curajul să dialoghezi cu el? Credința. Credința că în orice om, cât ar fi el de nemernic, există strălucirea divină. Asta înseamnă să trecem de la o logică la alta. Asta înseamnă că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Aș vrea ca numai până ajungem acasă, de aici și până acasă, atât, să facem numai un singur lucru pe care nu l-am fi făcut altfel dacă n-am fi fost atenți și educați astăzi de către pericopa pe care Sfinții Părinți ne-au propus-o. Un singur lucru. Numai un zâmbet unuia care te înjură și acum mai puțin putem citi și după buze, așa? Numai un singur lucru dacă am face, vom înțelege că de fapt logica noastră este greșită și dacă vrem să trăim frumos, trebuie să o abandonăm. Vă dau un ultim exemplu ca să înțelegeți despre ce este vorba. Aseară, plecând foarte târziu de la ultima cununie, mă grăbeam foarte tare și când te grăbești foarte tare, circulația era aproape imposibil, pentru că era festivalul, se băteau romanii cu dacii, dar cu 2000 și ceva de ani, în fața mașinilor și așa mai departe, cu săbililor de lemn, toate cele. Bun, nicio problemă, dar eu aveam treaba mea. Și ca să spun celor care mă așteptau că mai întârzi, am folosit telefonul. Bineînțeles că erau multe echipaje. Am încercat Bluetooth la mașină, mi-a dat câteva eșecuri de conexiune și am pus mâna pe telefon și am vorbit. Am ajuns cu chiu cu vai după 5 minute, 7 minute până în vârful dealului și văd în oglindă o motocicletă. O motocicletă cu luminiți albastre. Bineînțeles că am tras pe dreapta, el mi-a făcut semn, băi, am tras-o. Mi-a făcut semn așa și să-ți las numai geamul jos. Da, nicio problemă, îmi pregăteam să-i las acolo omului permisul, asta este. Ce, ați trecut pe lângă un echipaj. Da, am un prieten care a zis că nu i-ați răspuns la telefon, sunați-l acum. Vedeți acum, eu fiind membru unei familii foarte numeroase, cu 4 copii, în Dacia lui tata, nu puteam să mergem decât oficial, decât 5 persoane, 2 în față, 3 în spate. Și eu cu sora mai mică, eram de rând când se vedea miliția, ne zicea tata, miliția, și unul dintre noi s-a aruncat și ceilalți. Și nu vă spun că încă copilul din mine mai simte așa la o uniformă, chiar dacă nu se mai numește miliție, chiar dacă îmi sunt fii duhovnicești o mare parte din ei. Am așa o tresărire, dar v-am spus lucrul acesta pentru că există acea aplecare că lucrurile o să o ia la vale rău. Și iată, v-am dat un exemplu, nu ca să vă zic eu mare scofală, v-am dat un exemplu ce poate trăi un om și este fals. Acum imaginați-vă dacă n-aveam toate țirile pe casă, să zic așa, când vedeam pe ăsta cu motocicleta, eu să fug și el după mine. Și pentru ce? Și zic, nu, mă opresc frumos și am aflat până la urmă că Dumnezeu era bun cu mine, nu era rău așa cum la prima înfățișare mi-am adus aminte de mașina lui tata, au luat să mă ascund că suntem 6. Iubiți credincioși,
dacă ne vom strădui ca, așa cum am spus, până acasă, un singur lucru să-l facem după o altă logică, atunci vom înțelege ce este cu tânărul bogat. Așa să ne ajute Dumnezeu.